Ion, ai o pășune tare bună. Foarte bună, că noi tot anul mutăm stâna. Deci le mutăm la două săptămâni, la două depinde, de tot mutăm strunjile, staurile, nu ne lăsăm să stea o lună de zile într același loc, pentru că de ce târnim pășunea, o gunoim, au oile mâncare bună în ăla la altan. Asta contează foarte bună, că au iarbă de calitate, iarbă grasă. Când au iarbă bună, dau lapte și se ține ale bine, că ca orice, ca un șonteren, dacă e gunoit, e randament bun, fân bun, dacă nu, nu, e sec, nu are absolut nimic. Asta contează foarte bine. Uite tu ce iarbă bună, ce iarbă sănătoasă, iarbă, iarbă de lapte. Da, dar iarbă și aminta asta mai repede în pășune, pentru că înalțai înainte de 1 mai, cu o săptămână, s-a făcut o des primăvara mai repede și s-o pască, să nu fie de atât mare când vine în capot. Dacă e mare, o turez, nu dau lapte, deci de ce iarba mai josă, mai mică, nu trebuie iarbă mare la ui. Și dau mai bine lapte, să se păscută. Deci cu cât e mai mănânțat, da, cum da, se zice. Da, dau ele mai bine lapte și nu trebuie iarbă foarte până în genunchi, nu mă turuie, unde trec și e bătrână și nu e bine. De ce e mai mic, oile dau mai bine lapte. Și aveți o regulă cum vă amplasați cu stâna? Da, tot anul noi o mutăm. De primăvară, poate într-un an am mutat-o de două ori, dacă a fost anul ploios, n-am avut ce face și am mutat-o într-o vară, în altă parte. Depinde, de vară, dacă e ploios, tare n-ai, se trălește groapa aia, te muți în altă parte, decât să le ții acolo în tină, că contează când le ții în tină, șteopează, să nu, oile nu se hodinesc, foarte mult. Deci dacă le ții pe tăpe curaș oile, oile o dau bine, nu ai șteope, deci foarte mult întreținerea la oi. Și pentru ele. Da. De exemplu, aici, când ai fost ultima dată cu staulul? Aici, vreo 5 ani. Și uite tu ce grasă iarba și... Da, da, că e... Se ține, iar e pășunea și pășunea bună, e pășunea foarte bună, e târlită, e curățită, e... Noi am întreținut-o. Asta contează. Noi că avem noi animale, când ne doare pe noi, că soile noastre multe și oamenilor, dacă nu îți dai tu interesul pentru a tale, cine să-și dai, nu vine nimeni. Asta contează, e doare. Am observat că aici aveți mulți pomi. Da, speri, stă felul, speri, asta e pășunie să sască, aici a fost de mult saș, deci aici se numește chiar unde stai Drăgușanu, din colo groapa robului, așa se numeau sașă de când au fost aici, de... Să numi, da, e pășunie care speri, speri de vreme, cireși, stă felul pe pășunie, sunt oltoniți, sașul plantar românii taie, asta e. Că... Cât de bune pomele astea pentru oi? Foarte bune, toamna le mănâncă, da. Da, sunt foarte bune, sunt pe aia de pădureață, sunt felul, deci de pe ce se obișnuiesc, sunt foarte bune, că oile se îngrașă după ele. Numai li se mai strică dantura, de la mere, la pere, au aci, deci atât, restul sunt foarte bune, sănătos. Că nu stropite, nu sunt absolut nimic. Deci li se strică dantura? Da, 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 atâta de la restul foarte bune. Să hrănesc, le mâncă, deci. Și acum, cu căței nu mai alargă ca de mult, că acum oile se tinde căței și nu aleargă la pere forme. De mult, când nu erau căței, era mai greu unei pășunie cu peri mulți, că fugeau. Acum se tem, știu de frică și e pășunea că dincolo-s vaște, nu avem probleme, că ți-i dunga și le dai o direcție și o turmă într-o parte la alta și n-am o probleme să le amestecăm, să le... Ion, de unde ai tu dragostea asta? Ce văd? Ai o dragoste foarte mare de animalele astea. Păi eu, de când am fost copil, mic între oi am fost, că bunicul au avut animale, au fost vaci, păcuraș aici la livezile și apoi tata de copil și am prins de la părinți, la tata, că la tata de copil mic am fost, au avut animale, n-aveam așa multe, aveam puține și în 60 de oi, cum au fost amus aproape 25 de ani și păi de acolo am fost cu miei, cu din ele, vezi că te naști, prins drag de animale, când crești cu ele, acolo ești și apoi nu, e greu să te desparți de ele, că orice ar și că asta e viața, pe ce prins, e foarte, ca un micro, ca un drog, și l-ai în sânge. Deci nu te vedea făcând altceva? Nu, 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 noi avem acum, ne-am modernizat, ne-am luat tractoare, utilaje și e lucru mai ușor să ne, să ne ușurăm și ne-a ajutat Dumnezeu. Și mulțumim la Dumnezeu că El e peste tot, El. Nu, deci ajutorul lui Dumnezeu. Da, orice, fără Dumnezeu nu face nimic în viață. El e peste tot, El ne ridică, El ne coboară, El ne ia orice, că El e peste tot.
Spune-mi două cuvinte despre câinele ăsta, că pare un câine foarte frumos. Care îl cheamă Balan. E un câine de 14-15 ani. E un câine, este o crescut generații de câini care s-au învățat de lup. De, numai așa să se știe, ca cum au fost câinele ăsta în viața lui. De orice, lup, urs, nu a contat, porc. Deci, este învățat și tineri de ajabă, dar ai o gașcă de câini tineri. Și dacă n-ai câini bătrâni să se învețe unul din altul, să crească acolo în domeniu, lângă la stână, tăți de căței mici din domeniul ăla, nu faci treabă. Când crești cu unul din altul, se învață din câine bun, când ai unul din altul. Și asta contează foarte mult. Că îmblă, lup, urs, sălbătișuni îmblă. Ăsta aici în zona la noi, că-s pădurile aproape, ușaguri. Și din șeia noi s-a niocătat de vreo 3-4 ore, au venit. Dacă au fost câini buni și câini acolo și noi, nu ne-au stricat absolut nimic, nici o oaie, nici o miel, nimic. Asta contează, că poți să știi ce bem bun, să ai oameni buni. Dacă nu sunt câini buni, nu ai câini buni noaptea, degeaba sare lupul între ele și câinii sar după aceea, câinii înainte să se înțească. Asta contează. Degeaba poți să ai cioben cu 100 de milioane să le dai și ce poți să facă omul, că dacă nu sunt câinii de valoare, poți să ai câinii. Asta contează. Câinii, poți să le tu, dacă nu-i ajuți, trebuie să-i ajuți câinii înainte, că dacă nu-i ajut, le dai curaj și strângi când bat câinii, că dacă până nu bat câinii, cioba nu doarme noaptea, că trebuie când te odinești, ce faci? Asta contează. E suficient că te trezesc câinii aproape în fiecare noapte și da, tu trebuie să te ridici. Da, când bat câinii noaptea și tu știi când bate câinile pe lup sau la urs, tu știi că când bate așa, că nume îmblă, vulci, un altar, îi cunoști câinii pe bătut. Că când pornesc câinii, că când vine lupul, vine să iei, nu vine să aducă niciodată. Asta. Spune-mi, te rog frumos, de unde îl ai, de unde ți se trage? Eu câinile l-a fost dat un om crinel din Bârgău, un omul meu bătrân, nu cred că nu mi-are oi, l-a dat la un ceș. Noi de la un ceș l-am luat, că un ceș a avut și un ceș 100 de oi era cu noi și am văzut că câinile e bun, nu l-am lăsat să-l dea în altă parte. Deci se trage de ce din zona? Da, da, de pe Bârgău câinile. Și noi de atunci, de mulți ani la noi, deci a fost foarte bun câinile. Câine foarte dacă bun. Nu era bun, nu-l cumpăram. Deci asta. Și din câine ăsta e Tolo și săia alții am crescut câini și sunt obișnuit cu ei, cresc de căței mici și își iubesc o gașcă, că asta tăți prafus. Suniți. Contează câinii când țintăți la oaltă și suniți când mări. Deci avem și o căță de cangal foarte bună. Deci s-o obișnui cu ei, asta contează când crezi la oaltă. E mici, de ei am văzut cățaua de cangal, e când o fătat de prima noapte, a fost lângă oi. Deci cățăi acolo, lângă oi. Deci ei s-o obișnuiți aici, lângă oi tot timpul. Asta contează. De mici, degeaba îl ții un an, doi în lanț, acasă, îi grijești bine și când i-a dus la oi, nu știu. Deci să apucă și le mâncă, nu le grijesc. Noi n-am avut probleme să se dea câinii ăștia, câini care sunt la oi tot timpul, câini foarte buni, care își grijesc animale. Își dau viața pentru oi, deci asta contează câinile. De-aia îi avem, noi îi avem pentru pază, nu îi avem pentru că... Uite și Bălan, uite are o dantură destul de bună da, la da, vârsta bătrân, lui. Da, că e dus dantură, e gata din zi. E cam gata, bătrân, dar încă mai are colțul. Deci alți câini la anii lui nu mai sunt, Ovidius. Nu. E? Nu, asta nu mai contează, sunt. Că e un câine asta care e genă veche, românească. Mult, da, e câine, e românesc, deci nu... A fost și câine pe, la puterea lui, la, când a fost el în putere, când a fost tânăr și în... Omul e bătrânică, când îmbătrânește omul, scade, deci numai e ca când ești tânăr și în putere, că orice-ai face. Ion, astăzi a fost sâmbra la voi. Da, a fost. Cum măsura. A ieșit sâmbra? Foarte bine, toată lumea și-a găsit oile și le-a măsurat și a fost mulțumit că oile au dat lapte foarte bine. Deci, măsura, nu sâmbra. Da, la noi așa se zice măsură. Acum noi de la alte părți se zice sâmbră sau aici la noi așa e măsură. Așa se zice aici la noi, la Bistrița, la Livezile. Spune-mi cum a fost. Foarte bine, toată lumea a fost mulțumită că și-au găsit oile, oamenii și le-au mult și oile lapte odat. De acum trebuie să-și primească produsele. Cașul, urda, jântui, tot ce au de primit. Fiecare după cât lapte au avut, la rând. Voi în fiecare an, cam în aceeași dată, faceți nu, măsura? Nu, măsura nu. Pentru a mea am făcut-o de 1 mai, cred că. Depinde cum îți paște și depinde de cum să-și dea oamenii mie, să-și le poată măsura fiecare câte oi are. Vezi că omul își taie mielul înainte de paș, nu poate să-și măsoară oia și dacă nu și-o măsoară, după aceea nu și-a brânză. Știi, și asta-i. Și acum au căzut paștele mai târziu, le-am măsurat mai târziu cam anul. Și depinde, în alți ani le-am măsurat în aprilie, deci nu... Fiecare nu să fie, nu, prima măsură, nici a doua, deci când termini, acum le-am măsurat astăzi și când terminăm primul rând, în iunie, exemplu, prin 20-25 iunie, le măsurăm a doua oră și copând, după aceea le dăm iară, nu e o zi anume. Deci oamenii vă duc la voi oile da. Și voi le dați brânză, produsele, oamenii da. Nu vin. Să-și facă produsele. Nu, tata, deci tata e bașul, tata le face produsele. Da, când nu-i tata, seu sau mi-l ajută un om care îi la stână, deci... Noi, tata e, cam tata e tot timpul, că eu măr, vin, eu
Ne stau și eu, dar eu mai puțin, nu sunt permanent. Tu cu ce te ocupi? Păi eu mă ocup, vin la merg, deci eu mă ocup, eu le tund, eu le îngrijesc, eu le fac acasă fân, că am așa acasă în ei și am de lucru. Deci eu mă ocup cu fânul, cu osâtul, cu toate praf, celelalte lucruri. Arat, discuit, ce îi de primăvară, atâtea. Iarna le îngrijesc că noi suntem, deci. Ai spus că și anul trecut venea în fiecare dimineață. Anul am venit că n-am avut un personal de ajuns și am venit, am făcut o navetă. A fost ciobeanii și tata care îmblau doi oameni după ele și restul, eu veneam la mulți și mergeam. Le-am mulți de două ori numai. Anul ăsta, că avem oameni mai mulți, n-am, le mulgem și de amiază. O perioadă, că nu, că e vara când e cald, după aceea nu le mulgem. O perioadă, că nu, acum iarbă foarte multă și iarbă grasă și dau lapte. Pe casă lăsăm să pierdem laptele de amiază acum o perioadă, o lună, două. După aceea o să ne pune pe saia să mai usc, că nu mai dau atâta lapte. Le poți lăsa în doi lapte și le mulg, nu-i problema. Mi-a plăcut de tine când ai spus că voi nu vreți să dați laptele și că faceți produse. Păi da, dacă dai lapte, nu ești cu atâția bani, ești deci, cu mai puțin bani. Dacă deci asta e un lucru, dar tu aici trebuie să ții câțiva oameni și să-i plătești. Păi oameni și dacă dai lapte și dacă nu dai lapte, trebuie să ai oameni, că n-ai cu cine le mulge, că nu le poți mulge un om, doi turma asta de oi, asta e. Și așa că facem produs și ai bani mai mulți, că când vinzi cașul e alt preț, laptele alt preț și deci... Ca să înțeleagă oamenii, dacă faci produse, câștigi mai mult. Da, păi câștigi cașul. Atâta că ai un pic de lucru mai mult. Da, pe acum tot oamenii trebuie să-i ai aici, tot trebuie să-i plătești cu același preț. Că dai lapte, că faci caș. Deci tot omul trebuie să-l plătești. Asta e. Și oamenii anul ăsta ai spus că ai găsit. Da, noi am avut, sunt oameni care am avut din ani, 5, 6, 7 ani la noi. Deci sunt oameni care avem tot din an în an. Deci a adus un om din altă parte, nu știi, nu-l cunoști, am avut unul și tot felul de oameni, nu vreau să zic, dar nu-s cu un par. Și ai avut, știi, cunoști. Bun, rău îl cunoști, asta. Și aduci unul, zici că e bun, dar când l-ai aici la fapte, nu e corespunzător. Trebuie oameni serioși la noi, că altfel nu faci treabă. Că cu oameni, tot felul de oameni care beau, consumă alcool mult și poți să fii două, trei zile bun și a patra, a cincea rău degeaba. Că aici nu, astea nu să le lești, că astea toată ziua trebuie să fii corespunzător la ele. Că trebuie mult să trebuie îngrijite ca să ai, că altfel degeaba noi azi le mulgem și mâine... Cum vrem, nu, și e gata, poți la o săptămână, poți să nu le mai mulci, că nu mai dau, că oile sunt foarte, trebuie să fii foarte bun ca să le poți să le îngrijești bine și să știi cum cu ele, că la azi le mulci la timp, oile trebuie program, nu e mașină să o leși în garaj, să stăie, deci nu poți face absolut nimic. Deci trebuie să aibă un program și te da, ții de programul ăla. Da, programul e la fix la oaie, deci nu ai, dacă întârzi cu 20-30 minute la mulți, deci să-și oprește, să pască, nu mai vine, trebuie să o iei din botă să o duci, trebuie cum le coordonezi să ajungă, deci dacă nu le mulci azi, nu le mulci de amiază, mâine, le leși, aia la altă zi, nu le mulci la timp, nu, de stârpezi, nu mai ai și mulge. Deci în 2-3 săptămâni nu mai ai și mulge, dacă nu... Și mult să la program, la timp, să nu le ții mult după strunga, asta foarte mult contează, că oile nu le place mult strunga. Dacă ai oameni corespunzători la mulți, mult bine și le scoți repede, cam o oră, oră și 10-15 minute, e foarte bine. Deci asta contează la strunga, să nu le ții acolo mult, că nu, e căldură să le ții mult, să două ore sau cum le țin alții, cum i-aud vorbind, dar nu, asta nu e bine. Oia dacă e mult să la timp, pornită, grijită, e foarte bine, ai randament de la ele, dacă nu. Ion, eu te văd un băiat foarte harnic, frumos. Da, și mulțumesc. Vreau să te întreb, nu ți-ai găsit o fată care să te ajute în pasiunea asta ta? Am găsit, vorbit, dar că tu, fete care acum ca să te înțeleagă la... până la urmă, că asta e o pasiune înțeleg, care... Am găsit fete care de la oraș, care le trenu, așa, care fete cu animale care nu vreau să vină și care am încercat și care de la oraș. No, eu să mă duc la oraș să fac naveta, e gata cu ciobănia, că trebuie să pui bota în cui. Și acum, deci nu poți, orice ai face, oricât cum te-ai schimbat. Când te muți la oraș, să stai și să ții ferma la livezele, e foarte greu. E gata, Ovidiu, că aici trebuie să și din 24 în 24, că se întâmplă probleme, că trebuie să și aici, vezi tu, că e una bai, una alta, și ni animale știe, și nie nu, deci asta e realitatea. Știi cum, Dumnezeu le rezolvă pe tate la fiecare om, când e scris, că speranța moare ultima, ne-a ajutat Dumnezeu, asta e, că și ea mi-a pus deoparte. Așa e, ai dreptate. Și vreau să te întreb, cât de importantă e credința pentru tine? Văd că credința e foarte importantă. Vorbești mult despre Dumnezeu și despre credință. Păi Dumnezeu e peste tate. Asta eu așa zic, credința e foarte importantă. Fără credință nu faci absolut nimica. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat. Că Dumnezeu știe.
la tăl, la momentul potrivit. Degeaba omul, vai de mine, că Dumnezeu e peste tate, Dumnezeu ne ține, Dumnezeu ne dă. Fără Dumnezeu, absolut nimica, că El e peste tate. Așa. Uite, Dumnezeu ne dă ploaie, ne dă soare, orice de tate. Și oamenii sunt răi, lumea e răi, lumea e invidioasă, mai ales pe cine are animale, zici că le-ar duce tate, le duce cu el oricine de aici, animalele, Dumnezeu le-a lăsat, că tate nu poate să-ți iei toată lumea, că care nu poți, care ai drag de animale, care te ocupi, că nu poți, că ai să te naști, fiecare om trebuie să trăiască, să supraviețească pe acest pământ, cu ajutorul Dumnezeu, trebuie să ai un drag, fiecare trebuie să aibă dragostea de a lucra și cu animalul trebuie să ai, că altfel nu, dacă trebuie să-l înțelegi pe animal, că omul spune când te doare ceva și animalul nu, trebuie să, tu trebuie să știi, trebuie, ca să le îngrijești o turmă de oi, trebuie să știi cioban, dofturi, tractorist, toate praf trebuie să le ai ca să știi ce să faci, că altfel numai că ești cioban, să duci o botă și nu te habar ai, că trebuie, dacă nu le cauți de știu, nu le tratezi la timp, nu ai nimica. Că bine. Ion, tu ești tânăr, ai tot viitorul înainte. Tu ce zici? Se poate să-ți faci un viitor din creșterea oilor? Da, se poate foarte bine, pentru că toate sunt plătite acum. Mai de mult au fost mai ieftine cum au fost, dar acum sunt plătite tot. Caș, urdă, toate sunt plătite, mielul, sunt prețuri bune, oia reformă are preț foarte bun, deci tot. Acum lână aia asta nu se plătește, deci am înțeles că s-ar face o fabrică, s-ar mai plăti de pe la anul, să dă, am înțeles și subvențe la mieluță și subvențe, deci e foarte. Dacă ai dragoste de animal, poți să trăiești foarte bine. Și să mergi înainte, să cumperi un altă, să-ți cumperi un utilaj, o cosătoare, o presă, deci și să terenuri, că dacă n-ai terenurile tale, e foarte bine că te descurci, ai scosă sau ce pui, mălai, ai de la ele, de pe ele. Și poți să-ți întreții animalele ferma, că când ai mai multe, dacă ai tot ce trebuie, nu cumperi, nu plătești, ai mai mulți bani când vinzi, că asta contează, că dacă nu, nu ai. Cumperi tot, nu rămâi mai cu mai puțin. Și important e să stai tu la ele, că când bagi oamenii mulți și că oamenii sunt ca oamenii, când nu ești tu acolo. De exemplu, la noi tata, nu-i tata seu și e cineva permanent cu, cu oamenii care avem, cu ciobanii la stână, când vara. Și toamna noi, iarna, iară noi, mi-am avut câte un om și ne-am descurcat noi în familie. Asta e afacere de familie. La noi, de exemplu, nu? La alții, fiecare de felul, fiecare cum pot oamenii să se descurce după posibilități. Faci și bani, dar trebuie să știi și să-i rânduiești. Păi da, cu bani trebuie să știi să lucri. De aceea bază fac 500 milioane sau 1 miliard și într-o lună iezile nu mi-a nimica. Trebuie să știi cum să lucri, că banul una, două o să duce. Deci banul trebuie să știi. Dacă îl investești într-un teren sau în ceva, ai. Sau în utilaje, că îți ușurezi munca, face foarte mult. Dacă nu știi să lucri cu banul, banii se strică rapid, foarte rapid. Deci nu ai absolut nimica. Și numai muncă. Să ai și rezultate, că o turmă de oi se vede, asta e oglinda ciobanului, cum sunt îngrijite. Că și dacă sunt îngrijite bine, ai randament, dacă nu, nu ai nimica, numai bota. Te rog să-mi spui, de la câte oi poți să trăiești bine? Acum sunt, poți, de la 200 de oi în sus, 250, stai 230. Pătătoare, mame? Pătătoare, 200 mame și 50, dacă nu ai trăit tot anul, de exemplu, eu am ținut anul ăsta 150 de mieluță, vreau să țin. Și dacă nu ai și țin, dacă nu întinerești turma, anii trei coile îmbătrânesc ca și oamenii și se duc și dacă nu ai rămas fără oi, tot anul trebuie să ții. Ții mieluță, scoți reforme și mai vinzi oi, de exemplu, mai vând la toamnă, vând o tură de oi. Și mieluță, tot anul acum, de vreo 3-4 ani, tot vând mieluță, am dat prin toate părțile, pe la Bacău, pe la Vaslui, mieluță, foarte bun, e cac pentru mine, deci foarte mulțumit. I-am dat la un domn care în America pe această cale, salut, Felică. Și deci, prin la toate părți, pe aici, pe la Bistrița, o care le-a plăcut soiul nostru de oi, stofa noastră, că fiecare are stofa lui de oi, că eu nu pot, eu mă mulțumesc cu ce am, cu ce mi-a dat Dumnezeu, că eu mă mulțumesc la noastră, mie nu trebuie nimănui, deci soiul oamenilor, Dumnezeu mă vede, mă aude, absolut nimic nu mint, și ăsta e adevărul, mie nu trebuie, cum însa noastră, cum le-am format noi, pe gustul meu, că nu pot, că pădure fără uscături nu-i nicăria. Și de la ce oi ai început? Noi mai de mult am avut oi, că și tot felul de oi, că noi, tata, o munci foarte mult și o cumpăra terenul și noi cumpăram oi de la oameni care cum vedea câteva mai puțin, tot felul de oi, ocre și cistrui, tot felul cum erau oi de mai de mult. No, mult înainte de să dai subvenția mare, ne-am trecut pe băle, am un berbeș de Petroșani înainte, am fost pe Petroșani și cum erau oile. Dar acum ne-am format pe băle și de, avem o 10-12 ani care suntem pe băle și acum mai avem câteva puține ocre și 2-3 breze, restul nici cam băle majoritatea.
le-am format, că și le-am băgat berbeci foarte buni, că am cumpărat berbeci buni de calitate, că dacă berbecul e bun, scoate mulți produși buni. Deja bai două, trei oi buni într-o turmă și berbec rău, n-ai făcut nimica, berbec și totdeauna să ai berbeci buni. Am văzut și mielul care mi l-ai dat când a fost la tine acasă, acolo n-am filmat. A fost tare pietros, miei grei. Da, miei lung, miei bun, miei pietros, miei bun, că dacă nu, și contează și grijitul iarna, că contează. Miei bun, că avem berbeci buni și am vândut berbeci prin toate părțile. Tot am vândut, noi am ținut că am dat cu origine, cu i-o plăcut, că acum nu pot, la toată lumea le place animalele noastre sau de noi, sau noi ne grijim, că mie-mi plac oile mele, că sunt mele, cum îs. Și planuri de viitor ce ai? Vrei să-ți înmulțești turma? Nu cred. Eu o să le ținem la efectivul care l-avem acum, așa, plus, minus, 20, 30, 50 de oi, nu-i problemă. Am așa, nu, că când ai mai multe, nu le poți griji foarte bine, trebuie mai mulți oameni, de oameni personali foarte greu. Și ce avem acum în jurul care avem, să fim sănătoși noi și animalele, asta e și mai important. Ion, da. E greu să fii cioban? Nu, e greu deloc, trebuie să-ți placă, trebuie să uiți numai după oi și trebuie să-și supăra când e vreme bună, că după vreme bună vine ploaia. Când plouă, nu le place la cioveni. Așa e, să știi. Voi aveți foarte mare responsabilitate. Multă lume poate zice că, bă, uite câte oi are, câți bani face. Da, trebuie să ai responsabilitate, pentru că nu, sunt atâtea animale, sunt noastre, sunt oamenilor și trebuie să răspunzi de ele, că ori pe cine ai avea, nu îi interesează ca pe tine, ori pe cioban ai avea la ele, nu îi doare capul ca pe ele, nu, trebuie să ai răspundere de ele, că oaie valorează foarte mult. De exemplu, oaie de asta e 1000 de lei și nu ai, trebuie să o plătești, noi avem răspundere de ele. Că omul nou ni le dă în seamă și noi trebuie să le dăm toamna înapoi. Așa, trebuie să le îngrijești de șteope, de tot praf, tătă vara, parcurs, uite că avem turma asta, nu avem două, trei șteope. Avem injecții, spray-uri și nu avem probleme, le tratăm, că dacă le tratezi la timp, nu șteopează. Și când o vezi că șteopează, ai cătat-o, scapă, că dacă le ieși, faci o turmă de șteope, de-ți rămân pe pășune. Tu ești năcăjă, nu-ți dă lapte, nu ai absolut nimic de la ea. Și oaia șteopează în 3 zile stărpită, nu ai nimic, nu ai nici brânză, la om trebuie să-i dai brânza și sunt multe. Deci oaia e bolnavă, e o pierdere. Da, deci și stărpită e gata, nu mai ai lapte de la ea. Și e gata vara, e gata în vara aia, nu ai absolut nimic. Dacă o tratezi, îi faci injecții, o cauzi de șteop, ai randament. Dacă nu, îi vai de ele animale. Uite, în turma asta, de exemplu, sunt două trișteope care le-am cătat aseară, deci nu le lăs. Eu când o văd, când vin la deal, că și dacă nu-s la oi, vin toată săptămâna, de două, trei ori, poate toată ziua, deci poate într-o zi vin de două, trei ori, deci vin dimineața la mea și seara, nu-i problemă, și le caut. Eu când îs din mașină, mă dau în spray, am injecții, la stână am în mașină tot timpul. Eu astea îs toată ziua. Și le caut, nu le lăsăm, deci nu ne place să ne ieșe șteope, nici a mele, nici a oamenilor, deci toată turma nu e frumos. De trecut am avut când ciobănești, când românești, când cum e balanul, când cu alpestrii, dar când ești românești crescut. Deci acum noi am mers pe Bucovina, am mers pe Asia. La Bucovina sunt foarte liniștiți, sunt foarte, nu sunt de să mânca cu câini, sunt foarte câini, pun, câini, cum trebuie. Sunt țători, grijători de animale, noi suntem foarte mulțumiți de care avem. Că cum îi avem cu ei, ne păzăm animale, fiecare cum îi are, dar noi dacă nu strică sălbăticiunea nimica, sunt foarte buni, sunt foarte mulțumiți. Asta e important. Deci câinile cum îl formezi tu? Am văzut că ai și o cățea de cangal. Da, și s-o forma foarte bine cu câinii noștri, sunt foarte activi, sunt aspri, cangalii sunt foarte aspri. Nu pot fugi ăștia cum fuge cățaua aia înainte, deci, dar se formează cu câinii ăștia, se formează cu ăștia, e foarte bună, deci sunt foarte aspri. Mă, noi n-am avut cangalii înainte sau, dar e ok cățaua, e bună. Mai de mult, tot așa de mult câini ai avut la oi? Am mai de mult? Nu, depinde de an, tot. Cum ai avut și oameni, fie că aveți și aia cum au cioveni, are un câine, cum să-și lasă acasă omul? Dar nu avem probleme să se mânce cu anoși, cu alor, și are, dar are un om, câteva oi are un câine, am și l-au adus aici, că și zărâi. Și fărină, o da Dumnezeu, de tăte. Cum să-și lasă câinile acasă, că nu, asta e viața. Restul cu anoși, anoși. Tot timpul, că noi dacă avem mai multe oi, avem câinii noștri, noi cu noștri trebuie să ieșim bazați. Nu pot eu să mă bazez pe câinile nimănui, de a trebui să ai câinii tăi să te bazezi. Asta e important. Tot timpul. De mult au fost câini buni, rasele românești care au fost de mult, dar au fost câini buni, câini autentici, câini buni, câini de mult au fost sălbătiși în față de acum, în blau, deci
când era tata tânăr, bunicul, deci noapte de noapte, urs, lup, deci ei au fost când care se luptau. Și acum mai sunt, dar nu mai sunt care te corșim acum cu tot felul de rase, nu mai îi cade mult. Ei au fost câini. Tu ai avut întâmplări cu animalele sălbatice? N-am avut așa să mă lupt eu cu ele sau așa, lupul ne-a mai căutat, așa nu, n-am avut. Aici, în zona la noi, Doamne, și lăudat, a fost foarte bine, n-am avut probleme să avem. Îmblă, sunt, dar nu să ne caute ca în alte părți, cum vezi pe la televizor sau pe Facebook, probleme cu ursul, cum se dă, o lovește, omoră ciobaienii, oameni, deci nu. E bine, într-o zonă, suntem o zonă foarte bună, suntem feriți, ne-o ștat, Dumnezeu și ne ferește. Tu cum faci selecția la oile tale? Fac selecția, aleg spuma, cele mai frumoase în ele, care sunt fătate de vreme, care tot ce e frumos, să aibă corne, să aibă codă, să aibă trup, lungime, cioare să fie lungă, să crească mare, să se rădice, să nu rămâie mică. Și contează și grija, că masă, rasă, casă, deajaba ai rasă, n-ai masă, nu-i casă, sunt multe. Când le ai tăiate, atunci ea faci animale frumoase și te ocupi de ele și le grijești. Mi-ai spus că nu leși chiar mielele care le-s fătate prima dată. În alți ani nu le lăsam, că le vindeam, că nu, ne trebuie bani și cumpăram, dar acum le-am, la noi, de exemplu, le-am lăsat, deci am oprit tot. Tot ca și-au fost miele bune, toate praful le-am oprit, deci. Că acum ne-am realizat, ne-am făcut căzi, ne-am făcut dietate și acum să facem turma de cei mai frumoase, să le mulțim. Și dacă le oprești, le grijești, faci marfă bună. Că dacă ții, ai mieluță bune, frumoasă, bune și le grijești, ai oi faine. Că dacă nu, meri în jos. Oare nu erau mai bine dacă le lăsai pe oi? Am oalea o tură care a fost mai mare, că noi ne-o făta numai din la sfârșitul ianuarie, prin 25 oile ianuarie. Și le-am încercat, pentru că se caută brânza, facem brânză și vindem și facem bani. Nu e problemă că le-am încercat și le grijesc bine, nu, deci... Mă și pe oi să fac, am 100 și de miei care însug la oi, că voi a fost mai mici, mai tine, dacă îi înțelegi prea mici, iară-i bai, slăbești și nu se fac, rămân nici să fac toboșari. O să aibă mielul, să aibă cam 17 kg, că poți să-l înțelegi, nu-i problemă, el mănâncă, se duce înainte să face. Tu acum ce urmărești la oile tale? Cum vrei să le faci? Ai oi frumoase, oi așezate. Am oi bune, oi cetroase, oi bune în lâni, oi aspre și oi așezate, dar... Poate să le mai rădic o țâră sau și un pic mai moțate, ca noastre nu sunt moțate, de la filmat, le-ai văzut, nu sunt așa moțate cum sunt la alții. Deci eu mă mult bune cum sunt, berbești, că berbești dacă aș băga berbești mai moțați, mai buni, le-aș face și mai moțate. Dar eu sunt mulțumit așa cum sunt, că eu sunt mulțumit să am el bun, să am lapte, că am oi foarte bune de lapte, că dacă nu-i bună de lapte, nu o țin, o dau la reforme, deci nu ne trebuie să avem și mulge, să aibă lapte, dacă are oia lapte, are și miel bun, ca mielul. Să face când are și suge, dacă nu are lapte, poate să-și o aia faină și moțată, dacă nu are lapte, mielul moare sau rămâne toboșar, deci asta e problema. Deci oia asta iarnă o fătat rimiei. Un miel am dat la un doctor care e român, e în Irlanda, e un medic foarte bun, deci pe această cale salut. Are un berbecuț de la oia asta, l-am dat dumneavoastră, uite aici, țin, acum le-am urs pe la una jumate, cum la una la măsură, uite. Și acum ai 4 jumate, uite pulpă la oaie deschisă, deci asta contează, țâță. Uite, ulpă tot ce dorești, și oaia asta a fătat rimiei. Uite aici, deschisă între țâță, numai un pic de, uite aici. Deci când asta toarnă lapte, deci dimineața, cât mai mare dragul să mulgi de oile astea. De asta, așa ni-s oile noastre, băle, ca o alță breze sau tot felul de oile. Și așa deci... le-ai forțat și... Așa le-ai format și la țâță? Da, păi nu știu, poate alta e cuțâță mai mare, dar e cuțâță mai mare ca la asta, nu avem multe, deci cuțâță mai mici un pic. Deci așa ni-s formate, deci oi faine să le mulci bine. Tu cum vezi viitorul oilitului? Dacă ai dragoste de animal și de țară, de terenuri, e bine. O să ție, care o ținuși până acum, țin și tineretul, care din generație în generație, care au prins dragostea asta, o să ție. Și mai greu și mai ușor, dar o să ție oamenii. Cam care nu, care le țin numai pentru subvenții și habar au avut de animale, nu o să ție dacă nu o să mai se dăie subvenții, nu o să ține, am ținut și când nu s-au dat subvenții și acum că s-au dat subvenții, tot am ținut, tot am mers înainte. Și cu mai greu și mai ușor și mai bine și ne-a ajutat Dumnezeu. Cu ce ai vrea să te mai ajute statul? Statul ne-a ajutat destul de bine, ne-a dat subvenții și ne s-a fost înscris la registru, o primi mai mult și ne nu o primi numai... 20 de lei de cap de animal și fiecare, dacă o ținut animale selectate, o primit și originea,
Nu, a fost bine. Acum când i-am ajutat cu la lână, cu luna alta, ar și bine. La teren nu ne-o dat pe subvenție, la pășun, peste tot, la toată lumea și ne au avut teren și le-au băgat la apă, au primit și ne-și le-au și îngrijit, că degeaba foarte multă lume aici la noi în zonă, nu le ecosăz, nu le curățăz, cini, cât pere ăștia. Și vrei subvenție, nu poți, că trebuie să le întreții. Da, observ că tu nu vrei să se piardă nici lână. Păi pentru nu, că atâta nu, lână aici mai de mult se povesteau anoși bătrânii că de pe lână la o turmă de oi să-și cumpărau o mașină. Acum, acum au aprins sau în grobă, dar e numai să-ți o ducă de aici, să nu rămâie să, că se împrăște pe pășunie și lâna nu putrezește. Mai bine să o ducă numai de pomană de aici. Am din ce s-ar înțelege, s-ar face. No, așa era mai de mult. Cât de dragi sunt caprele? Văd că ai o turmă bună de capre aici. Păi noi n-avem numai câteva, mi-au oamenii care mi-au pus, nu mi-s așa dragi, că capra e foarte stricătoare, nu stă între oi ca capra. Deci nu, noi n-am, avem câteva, că de la una, una, două te mulțești, faci o turmă, dar eu, mie dragi mi-s oile ca caprele, că ele trebuie să le ții separat și iarna, sunt foarte sensibile, stricătoare capra, deci o e altfel. Deci în locul caprelor mai bine ține oi. Câte capre am eu, 20, aș prefera 50 de oi și mai mulțumit îs. O toamna-s bune, că le mulgi la câini, după aceea că capra dă mai mult timp lapte, dă și în octombrie, noiembrie, depinde cât timp o mulgi, e bun, că toamna le mulge, le pune la câini. Dar atât, atât, rest. Lapte e capre mai slab ca de oie, deci. Numai la noi că-s multe oi și nu se cunoaște câteva capre, câte le avem aici, pana la ureche. E diferență, dacă cine are foarte multe capre, lapte pus în de oie, se cunoaște la brânză. Și dacă nu știi să o lucri, e greu. Cine? Aici ați prezent doi căței, o femeie și o mascul de cangal, de la cățeaua care o avem noi. Am fost dus, am pui-o numai cu un câine, cu ăla și o ești scos la prima fătare, foarte frumos căței, deci eu sunt mulțumit. Și ăștia de când i-au fătat cățeaua, o stă numai lângă sterbe, de mici, de la... Prima zi am pus-o lângă oi, că păzește foarte bine, când are cățăi acolo tot timpul. Și așa s-a obișnuit, s-a curentat în gard electric, lângă tot timpul acolo, lângă sterpe. Și așa se nas și până mor dacă se obișnuiesc cu animalele. Și așa se obișnuiesc câinii de oi, deci s-a acolo lângă oi. Ba, fata oi, dă câte un cap că mi-are acolo și îi știu să-și iubească animalele, mai ale oile. Și sunt frumoși cățăi, au în jur de 5-6 săptămâni. O să vină cineva după ei de la Mureș, eu zis. O să-i dau ca mulți câini și nu o să mai cresc, acum să-i mulțesc. Mai ține, când au mai făta. Aici am un berbec, când a fost gemânare, au fost doi. Chiar sora s-a dat-o la cineva în umirea. Și mie-mi plac stofa asta de o berbec așa cu corne învârtite așa, cu breton, dar acum s-au mai păscut buni în lână, eu sunt mulțumit. Un berbec frumos, ce vârstă are? 3 ani. Tânăr, noi l-am crescut, deci eu i-am crescut berbece și atât praf, deci care nu îi vinde, nu am crescut mai mult, tot anul crește mai mult, tot toamna vindem 3, 4, 5, în alți ani am vândut 10, 15, cât am putut, da? Uite, deci, mulțumit. Am 7 miori care am crescut, i-am uianu, i-am uzoa iară, tot anul am ținut, tot anul țin. Berbecuț. Astăzi s-au măsurat oile și chiar mă gândeam și eu că ori la șechermeze poate apărem unul meu obosit, dar uite, tot mult și sunt voioși. Cum ai văzut o domnișoră, o domnă, pe care se gândește după vârsta ei. Am fost totul obosit, dar se trebuie. Oameni harnici. Asta e. Acum ciobanii trebuie să-ți facă datoria. Fiecare suntem cu serviciul nostru, salariu și mergem înainte. Dar totuși, după măsură, poate altul mi-a părea mai obosit, dar uite că astăzi e bine. Nu, mi-e mulțam, nu plouat. Puțin, puțin. Am obosit, am un număr. Îmi place costumația în Italia. Asta e costumația pe care o purtau ciobanii? Da, asta e costumul ciobanilor. Mereu în sat și te vine, nu te întreba că ce servici ai, știa că ești cioban. Totuși la cioban trag muierile metare. Dar așa umblai, tătă vara, așa umblai. Tătă viața. Da? Noi cu iarnă cu bani am umblat. Vara cât de radical, cu șorici de lână,
Și șamu, tot așa umbli. Ăsta-i port, ceva. Ăsta ești autentic, ai rămas cum era odată. Da, și așa trebuie, că uite, s-a distrus portul țărănesc, să zicem, în lumea asta. Nu mai era, nu mai îmbla discoteca, au distrus, îmbla toți domnești. Acum, iară s-a schimbat, toată lumea e țărân, ce am văzut la Feldru, când a ieșit de la biserică, toată lumea în costum popular. Nu vă era cald în costumul ăsta? Am uitat că suntem obișnuiți. Suntem obișnuiți, așa. Auzi, e cât frig, mi-e bine căldură. E căldură, nu ne bolnăvim. Ține așa. Era strung, hei. Hai. 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 Hai